Din cauza vremii nefavorabile pe mese, și două tiruri au rămas împotmolite în zăpadă. Mașinile de dezăpezire au ajutat doar un tir să înainteze, curățând zăpadă de pe șosea din fața lui. Cel de-al doilea tir a fost lăsat de izbeliște de către cei de la drumuri care s-au dus către vârful Meseșului pentru a curăța carosabilul. Un tractor cu lamă s-a oprit în cele din urmă să-l ajute pe conducătorul tirului să iasă din impas. Acesta l-a tractat câțiva metri până într-o zonă unde carosabilul era curățat. După cum puteți observa în imagini, nu se poate circula pe Meseș în sus. Un tir este blocat. Nu poate să înainteze sub nicio formă pentru că drumul nu este curățat. Cei de la drumuri au trecut cu utilajele, dar din păcate dânsul n-a putut să înainteze. Tot pe drumul național E81, o dubă care urca Meseșul a ajuns suspendată pe panourile de protecție de pe marginea drumului. Șoferul autoturismului ne-a declarat că a derapat pe carosabilul necurățat și s-a învârtit în mijlocul drumului până a ajuns pe contrasens, pe panoul de protecție a drumului. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat accidentul. Din fericire, nu au fost semnalate victime. Pe drumul european 81, zona Meseș, a avut loc un accident rutier, soldat doar cu pagube materiale. Se pare că din cauza drumului acoperit cu zăpadă, auto utilitară a derapat și a ieșit în afara părții carosabile. Marian Alin de la Poliția Rutieră, Zalău. Atenționarea de viscol și ninsor continuă până mâine dimineață.